Atacuri cibernetice majore asupra unor site-uri guvernamentale din România. Grupul de hacker Proruș a revendicat atacurile. Este vorba despre site-urile Guvernului, Ministerului Apărării, Poliției de Frontieră, Poliției Române și CFR Călător, dar și al instituției financiare OTP Bank. Atacul de tip Distributed Denial of Service a fost declanșat în jurul orei 4. Site-urile vizate au fost inactive 7 ore. Potrivit Ministerului Apărării, atacul a blocat accesul utilizatorilor, dar pagina nu conține baze de date cu caracter sensibil sau clasificat. Specialiștii fundamentului Apărării Cibernetice al MAPN au acționat pentru reluarea funcționalității paginii de internet. Atacul cibernetic asupra site-ului MAPN -a, a fost un atac simbolic, mai degrabă, susține ministrul apărării Vasile Dâncu. În urma investigațiilor realizate de Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații, s-a stabilit că atacatorii cibernetici au utilizat echipamente de rețea din afara României. Atacatorii au preluat controlul asupra echipamentelor în cauză prin exploatarea de vulnerabilități de securitate cibernetică, respectiv a lipsei unor măsuri de securitate cibernetică și l-a utilizat ca vector de atac asupra site din țara noastră. Pentru motivarea atacurilor, hackerii au postat pe Telegram un mesaj și o poză cu liderul PSD Marcel Ciolacu, căruia a atribuie în mod fals funcția de președinte al Senatului și o declarație în care ar fi promis Kievului furnizare de armament. Acesta va fi ultimul lucru pe care l-a făcut guvernul României, au precizat hackerii de la Kilnet în mesaj. Marcel Ciolacu a declarat că este o greșeală nominalizarea sa în mesajul respectiv. El a precizat că în acest moment nu există o decizie în acest sens și că a spus clar că România va face acest pas doar dacă va fi nevoie.